Ei, bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi m-am gândit să fac un clip și este vorba de What's in my bag, ce se află în geanta mea. Îmi plac genul ăsta de clipuri și am zis să-l fac și eu. Și cam asta este geanta pe care o port eu în momentul de față. Are și o baretă mare, așa. Nu este vreo marcă. Este luată dintr-un magazin no name. Și este foarte calitativă ca și material. Este foarte bună. Și o să încep exact cu ce am aici în geantă. Nu am scos nimic, nu am adăugat nimic. Am portofelul și acesta este. Da. Am un pachet de șervețele din acestea de la Papelino. Sunt un pic răcită, așa că le folosesc des. Mai am un pachet de șervețele din acestea de la Ultra Compact Umede Antibacteriene. Da. O agenduță. Și este aceasta, este de la Ivroșe. Să vă arăt cum arată și înăuntru, cam așa. Am primit o cadou cu ceva timp și mie la îndemână. Un leu, un gel din acesta pentru mâini antibacterian de la Oriflame din gama Soft Cares and Cleanser Gel la 50 ml. Îmi place foarte mult, miroase a vanilie. Am și o oglinduță din aceasta. În detaliu, așa cu umflăture. Nu o folosesc prea des. Cam așa arată. Dar îmi place să o țin acolo. Am și un ruj. Este rujul meu favorit. De vreun an jumate. Și este acesta. Nuanța asta de nude. De la Oriflame. Din gama mată. De la Giordani Nude Rose. Asta este nuanța. Și o port și pe buze. Și mai am un cleștișor din acesta, din fier, ca să-mi prind părul când nu-mi place să l-am desprins. Aici mai am niște chestii pentru fete și încă un ruj și este vorba de acesta de la Avon, din gama Mark, nuanța Passion It. Un maron foarte închis și acesta îmi place, l-am purtat într-un clip anterior, cred. Dacă vreți puteți să-l vedeți acolo. Cam asta e tot ce am avut eu în geantă. Vă mulțumesc că ați vizionat acest clip. Dacă v-a plăcut, m-aș bucura tare mult să vă abonați ca să vedeți ultimele noutăți. Vă mulțumesc că m-ați vizionat și vă aștept pe data viitoare. La revedere!